Cu amintiri, nostalgii, a deținătoare unei voci inconfundabile de soprano liric, Ludmila Mișov. Azi încerc nostalgii, venind din nopți târzii. Nu mai veniți, o nură tăciți, ciudate așteptări. Totdeauna se zice că când atingi o vârstă onorabilă, devii mai înțelept, mai deștept, mai sigur pe sine. Eu, pentru final, nu simt acest lucru și am primit această realitate așa, foarte ascultătoare. Ludmila Mișov e născută la Chișinău și cu mult drag interpretează piesele dedicate orașului natal. Oraș minunat Chișinău, te văd mai voinic peste an. Tu ești Chișinău, dorul meu, să nu Dacă să o iau de la începuturi, vreau să vă spun că am crescut într-o familie de profesori și unde totdeauna la locul de cinste era muzica, părinții și mătușile noastre și toate rudele. Avem o mare înclinație înspre muzică, înspre cântec și necătând la toate condițiile care erau pe timpurile celea, în timpul și după război, când erau vremuri foarte și foarte triste, asta era unica delectare și plăcere pe care o aveam. Aveam un cor foarte frumos în familie, pentru că părinții mei din tinerețe erau în corul bisericești și după aia activeau la Casa Învățătorului. Era un colectiv foarte vestit pe timpul acela. În familie am fost 4 copii și am crescut într-o atmosferă... 3 fete și un băiat. 3 fete și un băiat. Într-o atmosferă foarte plăcută. Era timpurile foarte grele, dar părinții au știut să ne insufle dragoste și optimism și să tindem spre lucruri frumoase. Și sunteți cea mai mare. Da, eu sunt cea mai mare. Mai am 2 surori și un frate. Una, o soră, spre marele regret, de acum nu mai este. Alisa, da. Sora mai mică tot este muzician, este violonistă, este profesor de vioară, director la liceul Ciprian Porumbescu. Fratele muncește în România, într-o companie. Când am simțit gustul cânticului și am simțit că am voce, că am cu ce. Când s-a întâmplat? Asta din frage de copilărie. Pot să-ți spun un lucru foarte interesant. Nu ți l-am spus până acum. Nu știi de lucrul ăsta, pentru că erai prea mică să știi. La școală unde preda tatăl meu, era un colectiv de profesori foarte și foarte buni. Și când eram prin clasa a 2-a sau a 3-a, a venit la noi un profesor de muzică. Și deodată a organizat și un cor
la școală, pentru că noi trebuia să participăm la olimpiadele astea anuale care se petreceau în, în oraș. Și prima creație care am învățat-o cu corul școlii era fragmentul ăsta din opera asta Scoli de Vămăghila, melodia asta foarte și foarte, care a devenit pe urmă foarte celebră. Улетай на крыльях ветра. Uite, asta noi în primele creații ale corului nostru de la școală. Țin minte ca în ziua de astăzi. Și acest profesor de muzică ne povestea despre creație, despre muzică, de fapt că noi eram copii de la o suburbie din Chișinău și închipuiți. Pe urmă, mai apoi, această persoană a editat și manuale de teorie a muzicii, de solfegiu. Această persoană era domnul Iacob Flocea. Este vorba despre tatăl tău. La toate olimpiadele noi ocupam locuri de frunte și desigur că prietenia asta a părinților noștri a continuat până la sfârșit. Care a fost primul cântec interpretat? Solo, eram în clasa întâia și la olimpiadă era un cântec foarte, atunci era după război, numai se terminase războiul. Văd soldate idut. Și împreună cu sora mea, care încă nu învăța la școală, aveam, nu știu, cu Alisica, noi am cântat cântecul acesta, văd soldate idut, păstitia paleonai. Iată și după aceea s-au pornit și alte, dar asta a fost. Cu totul alte cântece se cântau. Absolut, absolut. Se cânta în cor. Toate surorile mamei mele aveau voci foarte frumoase și toată lumea ne adunam și cântam foarte multe cântece, multe romanțe, multe cântece pe timpurile cele, de perioada interbelică. Știți că tatăl meu era, când era tânăr și știa toate cântecele. Valeria Sili, verișoara Ludmile Mișov, a încercat să imprime acel ansamblu inedit al familiei. Ea a venit odată, când noi ne-am adunat, așa, a venit surorile mamei la noi și ea zice, ia hai, avea un dictofon care îl folosea la servici, la radio. Și l-a pus pe masă și zice, hai cântați. Și am făcut un program întreg. Am și eu la mine în sat un petec de ogor, care taică meu mi l-a lăsat. Și mai am la mine acasă o mândră din pridvor, am pe mândră mândrelor din sat. Ogorul meu și mândra mea, doar Dumnezeu le poate lua. Dar eu știu că nu mă lasă singur să rămân, că și Dumnezeu e bun român, țara mea și mândra mea. Cel mai iubită creație din toată muzica ușoară, care o iubea tatăl meu, era una pe umeri pletelei curg râu. Pe umeri pletelei curg râu, mlădie ca un spic de grâu, cu șorțul negru prins în brâu, o pierd din ochi de dragă, cu șorțul negru prins în o pierd din ochi de dragă. La școală ați cântat în scenă? Da, da. Am început să frecventez, părinții mei erau soliști acolo în cor la casa învățătorului și eu desigur că cu ei mă duceam totdeauna la repetiții, cu toate că era foarte greu, nu exista nici de la botanică de acolo, nu exista nici autobuz, nici troleibuz, mergeam pe jos kilometri întregi până la gară și de acolo până în centrul orașului. Conducător artistic era o doamnă Șubină care conducea acest cor și ea mă asculta, zice, bai,
ai așa o voce de frumoasă. De ce? Bine, tu știi că eu sunt dirijor la Casa Pionerilor, la corul Casei Pionerilor. De ce umbli aici? Hai să fii acolo cu copii, cu de vârsta ta, cu... Ce clasă? Eu nu pot să spun, în clasa a șasea, a șasea, nu, nu știu, de acum, de acum... Când eram prin clasa a noua, a venit la Casa Pionerilor două doamne și au început să ne povestească. Uite, știți copii că la noi în Moldova va fi televiziune. Vă știți ce asta televiziune? Nimeni nu știa. Și au început să ne explice ce e asta televiziune și iată s-au început emisiuni de probă, așa și se numeau. Și zice, noi vrem să facem niște emisiuni pentru pionieri, pentru copii. Și una din doamne era Eugenia Istru, alta era Fira Marcovna Curț și întreabă pe conducătoarea corului, zice, cine recomandați dumneavoastră? Și ea zice, uite, fata asta, zice, ea o să poată prezenta. În felul acesta am început să colaborăm cu televiziunea. Pe urmă au pus în scenă Luceafărul de Eminescu și eu am avut rolul Cătălinei. Și mi-au făcut observație că am uitat să-mi scot ceasul de pe mână și mi-au pus păr, așa, m-au îmbrăcat. Da. Și am făcut așa un fel de prezentare a Luceafărului de Eminescu. Norocul a însoțit-o pe Ludmila Mișov și în cele ce au urmat. Nu știu cine mi-a s-a apropiat, nu mai pot să țin minte și spune, zice, știi, Mihail Calic filmează un film, denumirea lui este Cântec de Leagăn. Și compozitorul David Fedov scrie muzica pentru acest film, trebuie să găsim un interpret. Au venit mai mult de la teatru, de la... Eu nu știu, aveam vreo 17 ani pe atunci. Actrița era Victoria Lipko. Da. Și m-am dus și eu, știi, eu nu, m-am dus și eu la acest, așa să zicem, casting. Eram foarte emoționată că a venit un timp și m-au invitat la Moscova să imprim cu orchestra cinematografiei cu acesta. Am prima dată am zburat cu avionul, un avion din ăsta... Mare? Nu, de modal, după război, știți cum erau avioanele astea care... Și am ajuns la Moscova și am fost întâlnit acolo, la... pentru mine asta era o... ceva extraordinar. Și... da? Și am ajuns acolo și am venit la Mosfilm, acolo unde se filma, unde se înscria... Da, se făceau și acolo era David Fedov, am lucrat cu acest cântec și l-am imprimat. Și iată, el a fost așa un fel de cale de pornire. Oh,
David Fedov, în afară că el a fost autorul muzicii la acest film, el era dirijor la radio, la orchestra radio. El avea foarte multe lucrări și pentru copii, și pentru maturi. Și el zice, hai, mi-a arătat câteva cântece. Și hai să le înscrim la noi cu orchestra noastră, la radio. Am făcut-o și când am înscris acestea, s-au mai apropiat, am început să... Simeon Lungu, Zlata Tkach. În colaborare cu compozitoarea Zlata Tkach, protagonista noastră, a imprimat și lucrări pentru copii. Un ciclu de piese a fost inclus pe discul de vinil Imagini Muzicale. Ea era o tânără compozitoare și a început să scrie, scria muzică de cameră, muzică pentru copii, muzică. Și a început să-mi propună, da, să-mi propună niște, a scris, ea prima a fost din compozitori care a aplicat ochii sau a observat poezia lui Grigore Vieru. Și ea prima a fost care a început să scrie muzică pe versurile acestui poet. Și pe urmă, una din aceste, din aceste piese a fost mulți ani, a fost motoul, da, generic la, la Noapte Bună Copii. Scade larma de pe drum, tic, tac, tic, tac, ora nouă este acum, tic, tac, tic, tac, eu la nouă neapărat pe copii micul câmpat, sub iorgan copilul mic stă și tace acum chitic. Tic, tac, 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 tic, tac. Am început să interpretez și muzică populară. Dumitru Gheorghiță, Alexandru Ranga. Chiar din primele zile, domnul Gheorghiță mi-a propus niște creații de ale dumisale. De fapt, îi plăceau interpreții tineri și totdeauna le oferea multe din ceea ce compunea. Una din aceste melodii e și Foicică iarbă grasă, mai făcut Maică frumoasă. Foicică iarbă grasă, m-ai făcut mamă frumoasă, mă făceai mai urâțică, aveai ginere în casă și un bujor de nepoțică. Nu-mi ieșeau mereu colindat Republica în lung și în lat și am susținut foarte multe spectacole, anume cu domnul Gheorghiță, adică spectacole consacrate creației și activității acestui compozitor. Era foarte iubit și apreciat de public. Era foarte dorit și în rândurile cântăreților. Dragă, dragă, dragă Lina, tu frumoasa mea grădină, numai e pe asta lume, mai frumos și dulce în lume, aiule iubit, aiule iubit, aiule iubit, aiule iubit. Cum s-a întâmplat că ați făcut cunoștință cu Eugen Doga și ați lansat foarte multe cântece? Păi, vă spun că el era violoncelist în orchestră. Și el începuse... Când cântam acolo, când eram invitată și la conservator el era în anul 5, eu eram în anul 1. Și acolo ne întâlneam și el tot așa a manifestat un interes oarecare și mi-a arătat, zice, uite, eu fac unele încercări. Ludmila era o cântăreață extraordinar de promițătoare și care m-a pus mai mult ca asta. Deci eu prima dată
aflându-mă la ei, am aflat de Eminescu. Prima dată la ei în casă am ținut carte de coșbuc și de acolo am făcut această prelucrare, că am găsit acolo poezia asta La oglindă, și care o cânta Ludmila. Eu am făcut-o pentru ea cu orchestra. Și deci de acolo a pornit reîntoarcerea mea la limba română. Când am plinit 70 de ani, știi, m-a surprins el, zice, hai să ne amintim ceva. Eu de acum, știți, nu mai... Eu participasem la rizantemele astea de argint, mai cântaserăm, dar așa, de acum nu prea... Să cuteam că, mă rog, a trecut timpul și nu e... Și am încercat. La radio, Ludmila Mișova a colaborat cu muzicianul și dirijorul Gary Shirman. Am lucrat un șir de ani împreună și iată, anume la radio, eu îl rugam totdeauna, Harry Aronovici, vă rog frumos, scrieți-mi un cântec, așa unde ar fi cu un solou de saxofon. Și el zice, bine, dacă găsesc un text așa pe potrivă. Și într-adevăr, într-un timp foarte scurt, mi-a prezentat un cântec care mi-a plăcut foarte mult, era săltăreț, glumeț, mă rog, ritmat, și l-am imprimat destul de ușor și pe urmă el a devenit un șlagăr. Măi, Petrică, zici că-ți dragă cică și pe cică țin tot norocul doar în ochii mei, mă chem cică la o plimbare mică și pe cică mai mult nimic ca tu nu vrei. Zici tu, cică, măi, Petrică, să mă frică ca să mă plimb la brațul tău. Cică, cică, la o adică nu sunt mică să-i seara primăvara Chișinău. Zici, Petrică, să merg cu tine, cică, că tu, cică, vrei doar la stele, dragă, să te uiți de noi merge, tu ai să faci frică și chiar cică. Doraș Tudoraș, semnat de Valentin Vilinciuc și Efim Krimerman, a fost scris pentru filmul muzical cu aceeași denumire și interpretat de Ludmila Mișov. Tudoraș, bădiță, căci iubirea de-ai s-o lași, Tudoraș, Tudoraș, îi rămâne pe gubaș, Tudoraș, bădiță, tu nu te pricep, cu ce să încep, ce vrei să-ți spui, ce zic, ce-ți Orchestra de la Radio Televiziune imprima muzică de toate genurile. S-a hotărât ca să desfințeze această orchestră și să inaugureze două colective. Unul curat, strict, popular, ceea ce s-a numit folclorul. A fost invitat domnul Dumitru Blajenu. Și el, desigur, că a pus condiția să el să-și aleagă soliștii și muzicienii și toți. În orchestra de Sinfo Jazz s-a hotărât să nu se angajeze
soliști, dar să fie invitați. Mi s-a propus să trec la redacția muzicală. La televiziune? La televiziune, da. Și am lucrat acolo un timp oarecare până am întemeiat, vă zic, m-am decis să mai nasc încă un copil, pe urmă a venit încă altul și în felul acesta am avut un, așa o întrerupere, așa o pauză. Pauza asta s-a... Pauza asta s-a lungit pentru că, în primul rând, de acum eu simțeam că ca vârstă și ca trebuia să corespund unor rigori. Da, unor rigori. După o perioadă oarecare am mai activat și în alt domeniu. Am venit la liceu Ciprian Porumbescu și în calitate de profesoară era Svetlana Bivol, avea lecții și dar eu acum acolo aveam partea asta cu discografia, cu și ea zice, uite, știi că este așa, se inaugurează un concurs, hai și tu. Acest concurs de romanțe s-a numit Crizantema de Argint. Asta în 93, pare mi se că a fost prima evaluare. Și s-a soldat cu un succes. Da, și pe urmă, peste un an sau doi, iarăși am participat. Foarte frumoși, foarte deștepți și foarte cum se cade la locul lor. Am trei nepoți, am un nepot de 24 de ani, o nepoțică de 14 ani și o nepoțică de 8 ani. Și care tare iubesc și tare mă iubesc pe mine. Telespectatorilor, ce le doresc? Le doresc să aibă o atracție pentru muzica serioasă, pentru muzica adevărată. Nu are importanță de ce gen, dar să fie muzică cu... să nu fie muzică simplistă, primitivă, care, spre marele nostru regret, ne inundă din toate părțile. Ceea ce am făcut noi, generația noastră, poate și noi am contribuit cu ceva, pentru că ca generația asta care vine acum să succeadă la niște succese mai mari și mai valoroase, pentru că și interpreții noștri, nu numai de muzică clasică, dar și de muzică ușoară, de acum devin cunoscut și în Europa și în, mă rog, pe mapa mondului.